Accident teribil pe DN6 în județul Mehedinți. Un autoturism cu 5 persoane la bord a lovit scheletul unui panou publicitar transportat de un autotren. 2 oameni au murit pe loc, iar alți 3 pasageri au fost răniți. Accidentul s-a produs la puțin timp după miezul nopții. Din câte se pare, șoferul autoturismului nu a observat că un autotren care venea din sens opus transporta pe o platformă scheletul unui panou publicitar care depășea lățimea platformei cu aproape un metru. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul s-a dezintegrat și a fost împrăștiat pe o distanță de 400 de metri. 2 pasageri au murit pe loc și alți 2 au fost răniți, unul dintre ei în stare gravă. Al 5-lea pasager a scăpat miraculos, doar cu câteva zgârieturi. Potrivit martorilor, șoferul autoturismului ar fi consumat alcool înainte de a se urca la volan. O anchetă este acum în desfășurare pentru a stabili dacă transportul cu gabarit depășit era semnalizat corespunzător și dacă șoferul decedat era sub influența băuturilor alcoolice.